Poate ca o coincidență, dar nimic neîntâmplător pe lumea asta, tot în anul 1903 se turna placa de temelie, piatra de temelie, Casa de Cultură, așa cum știe toată lumea, din centrul orașului, care poartă numele marelui nostru dramaturg, iar noi, instituția Casei de Cultură, suntem mândri cu asta și purtăm cu mândrie numele de Tudor Mușatescu. Acest lucru a fost posibil în anul 2004, prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpul Lung, numărul 21, din 26 februarie 2004. Cu acest prilej, Casa de Cultură a Municipiului Câmpul Lung, Casa de Cultură Tudor Mușatescu, în colaborare cu Colegiul Național Vinicu Golescu, ne-am propus să organizăm și iată ne-am întâlnit. Am zis noi un eveniment cultural, artistic, dar este, dacă vreți, o masă rotundă, o întâlnire deschisă în care să vorbim despre viața și opera lui Tudor Mușatescu. Pentru că acest eveniment trebuia să poarte și un nume, ne-am gândit și l-am numit după un aforism pe care l-a scris Tudor Mușatescu. Nu vreau să mor până nu termin de trăit. Frumos, nu? Mulțumim! Să știți că dintre mușchi, după părerea mea și nu numai a mea, printre cei mai de seamă se numără și dramaturgul, prozatorul, poetul și umoristul Tudor Mușatescu. Festival de teatru. Cred că ați ghicit despre cine este vorba, de Cura Sindicatelor, Celia Ricescu, actualmente consilieră. Despre Mușatescu, despre opera lui, despre viața lui vor vorbi cei care au mai multe date. Sigur că oricare dintre noi poate să spună multe despre Mușatescu. L-am cunoscut pe Mușatescu, între ghilimele, pentru că... Dar putea să și-l cunosc, el a murit când aveam 13 ani, în 1970. Atunci, ca și acum m-am interesat, nu era obligatorie studierea operei și a celui care este Mușatescu, ca și pentru noi, cel puțin, cei din zona Mușcel, un mare, un imens om de cultură. Dar să trecem peste asta și vreau să vă spun niște lucruri care au legătură cu ce ne-a lăsat nouă ca moștenire Mușatescu. Primului moștenire a fost chiar fiul lui, căruia prietenie chiar m-am bucurat, este vorba de Bogdan Mușatescu, Bobiță, cum îi ziceam noi. A murit în 2016, în 30 decembrie. A fost președinte al jurului la Festivalul de Satire Socială Tudor Mușatescu, un festival care s-a înființat, bine spunea Oliviana, în 1980, aveam doar 23 de ani și la Casa de Cultură Tudor Mușatescu a avut loc prima ediție a acestui festival. Am participat ca organizator, am participat în calitate de concurent, în calitate de jurat de-a lungul anilor la toate edițiile acestui festival. Am câștigat și la individual, am câștigat și la grupuri. Vreau să vă evoc câteva lucruri, poate mai puțin cunoscute despre Mușatescu. Și anume faptul că despre Bobiță Mușatescu. Ce spunea el despre tatăl său în postfața piesei de teatru care a apărut tipărită de editura Art Docenti în 2016. Opera tatei s-a aflat și se află într-o zodie specială, zodia dragostei, de care m-am bucurat și eu. Acest lucru vine din familia noastră, veche familie de mușceleni. Trebuie să vă fac o mărturisire. Eu am avut un timp. Timpul de prețuire, timpul când nu mai există omul drag. Atunci îl înțelegi altfel. Îl simți altfel. Și ce a spus nena Tudorică Mușatescu despre fiul său Bobiță? A zis așa. Așa îi spunea toată lumea, Bobiță Mușatescu. Dacă tot ce am făcut în viața mea a avut umor, Bobiță,
E cea mai reușită poanta a mea. Fără discuție. Asta spune tot despre Mușatescu. Mușatescu, de altfel, spunea un lucru care este valabil oricând și este plin de învățăminte. În foc, și ca să stingi, și ca să-l aprinzi, trebuie să sufli. Contează intenția cu care o faci. Și acum să vă mai spun un lucru. Am jucat și în câteva piese de teatru, în două, de altfel, în Sosesc de seară și în Geamandura, al lui Mușatescu, de-a lungul timpului. Când la Casa de Cultura Sindicatelor, în 1982, când a avut loc premiera la Geamandura, sala era arhiplină și sala are 500 de locuri. Eu jucam a la grec, puștul din ăsta. Dar un personaj care m-a fascinat, pe care l-a jucat un prieten al meu, Cornel Constantin, se numea Husein. Era turcu din acea piesă de teatru, care era cu replici spumoase, scrise de Mușatescu. Vă dau un singur exemplu. La un moment dat stătea și îl surprinzea Țais, un alt personaj, și întreba: Husein, ce faci acolo? Și așa ceva formos nu v-a zut Husein nici îmbrăcat. Și dar cine e dezbrăcat? Ce domnișor al nostru și face în baie cu mama de la el facut. Așa erau replicile. Și Mușatescu, în aceeași piesă de teatru în Geamandura, a pus în gura acestui personaj o variantă a fabulei bine cunoscute, Gărerile și furnica, recitată de acest turc, de Husein. Și a ieșit cam așa, cu asta închei. Grerele cum furniche, grerele de suatare, pierdut oara la cantare. La oțină lui purnica, oinim când iar la oinim. Să rămâna mea porniche. Bonjur, mă, ce tu vrei? Păi, Ramadan, mă, da, am și pus și mancam. Și mancam, vă arătate tot ce faceam. Cantam, mă, da, purnică, cantam. E, atunci, acum putem jocam. Eu mâncare nu mai dam, sitir, pe zevei și plecam. Mulțumim frumos! Pe lângă marile opere pe care Mușatescu ni le-a lăsat moștenire, știm foarte bine că el a scris aforisme, epigrame, mușatisme, și în momentele următoare invită colegii mei din cadrul Casei de Cultură Tudor Mușatescu să ne prezinte câteva epigrame și aforisme, și mai începe cu Ștefan Cojocaru. Începe cu un mușatism despre viață. N-am cerut vieții nimic. Tot ce am avut, i-am smuls, și tot ce n-am avut, mi-a furat. Și voi continua cu o epigramă ce reprezintă o autocaracterizare a umoristului Tudor Mușatescu, denumită Mie însumi. Nu mai pot să zic nici pâs, scopul mi-am atins ușor, să fiu râsul tuturor, fără să mă fac de râs. Mulțumim, Ștefan! Încât noaptea le tra în curte ca să fac economie de câine. Vedeți, e frumos! Și o să continui cu o epigramă și un amănunt. Poanta trebuie să fie al epigramei bisturiu: eu nu admit anestezie, de aceea operez pe viu. Vine grea când vede replica lejeră. Și ultimii ani din viață trăiesc din primii. Aici rămâne de gândit. Vrei în lupta asta strâmbă să câștigi, m-a ta duelul? Tot ce e posibil, însă nu cu rime, cu rimel. Dragostea a murit în clipa în care rămâi singur în doi. Și pentru tinerii epigramiști, o precizare: dacă după o săgeată nu i-ai jumulit panașul, arcul este fără pată și devină iarcașul. Și tot pentru dânsii este un sfat: lupta în epigramă nu are arme noi și nucleare, ci doar arcul de la geți, deci ucideți cu săgeți. Și tot Tudor Mușatescu face o lămurire epigramatică și ne spune așa: e o crimă când săgeata cu venin e otrăvită, căci chivalul se dă gata doar cu una ascuțită.